Confruntat cu toate calculele experților care arată că salariile românilor vor scădea după mutarea contribuțiilor, ministrul finanțelor anunță o lege nouă. Ionuț Mișa susține că lucrează la un proiect prin care firmele vor fi obligate să crească salariul brut al angajaților, în așa fel încât să includă și contribuțiile. Este o lege care nu poate fi aplicată, susțin la unison analiștii și patronatele. Legea lui Mișa nu ar fi constituțională, pentru că statul nu poate face politicile la privat. O măsură tranzitorie care va obliga, practic, angajatorul, chiar și cel din mediul privat, să mențină un anumit nivel al salariului brut. De la 1 ianuarie 2018, contribuțiile rămân doar provara angajatului, iar veniturile a 7 milioane de români pot scădea semnificativ. Iată un calcul făcut de analiști. Dacă se menține salariul brut la nivelul de 2500 de lei, salariul net al salariatului scade, iar câștigul va fi recunoscut în întregime de către angajator. Acesta va avea un câștig de 590 de lei. Ministrul Finanțelor anunță că firmele private vor fi obligate printr-un nou act normativ să mărească salariile brute ale angajaților pentru a rămâne în mână cu aceiași bani. În relația directă dintre angajat și angajator, da, nu poți să intervii tu de din afară și să-i determini ăla, auzi mă, crește-i salariul brutul ăla de la atât la atât. Specialiștii cred că tăierile de salarii nu vor putea fi evitate. 1450 de lei este salariul minim pe economie, da. Brut, da? Dumneavoastră luați în mână 1065 de lei, dar angajatorul plătește pentru acest salariu brut 1750 de lei. În momentul în care toate contribuțiile trec pe dumneavoastră ca și angajat, atunci brutul nu mai este 1450, ci discutăm despre brutul de 1750, care erau înainte cheltuielile totale ale angajatorului. Explicați-mi mie cum ar putea să scadă salariul dumneavoastră. Ultima decizie va rămâne tot la patroni. Ar trebui să avem o creștere de cuprinsă între 25 și 30% a salariilor brute, astfel încât persoanele fizice, salariații, să nu piardă la salariu. Legal nu este posibil ca cineva, în speță statul, să mă oblige ca eu să modific contractul cu un angajat într-un anumit fel, încât să, nu știu, să-i măresc salariul sau să îl scad. Sindicaliștii mai trag un semnal de alarmă. După transferul CAS și CASS, dispar contribuțiile pentru anumite fonduri, cum ar fi asigurările de șomaj, asigurările în caz de accidente de muncă sau asigurarea pentru concedii medicale și indemnizații.